cum spuneam, aproape de final, am ascultat pe dedesubt După noapte vine zi, această piesă pe care Angela Simile a cântat-o în urmă cu 35 de ani. Este un remix al acestei piese. Vom asculta în câteva clipe, de fapt ce ascultăm, Cuvântul tău. Suntem, spuneam, în săptămâna mare și suntem într-un moment de încercare. Mă refer la cei trei ziariști, colegii noștri, și cel de-al patrulea cetățean, care într-un fel este, nu, tot al nostru, răpiți în Irak. N-are dramă. Credeți că dacă le spunem că Dumnezeu îi aude și le ascultă rugăciunile, îi ajută? Eu cred. Oamenii, că credeți că în aceste momente grele, cum sunt colegii noștri, mai au tăria și forța să creadă în Dumnezeu? Mie mi s-a demonstrat că, ateu fiind, o anumită persoană, un anumit domn, într-un moment de răscruce, s-a rugat lui Dumnezeu. Deci l-a descoperit pe Dumnezeu. Întotdeauna când omul este în mare necaz sau într-o răscruce deosebită, se adresează acestei forțe. Doamne ajută, ne rugăm și noi pentru ei. Eu cred că ei se roagă și alături de ei, cu toții ne rugăm. Nu se poate să nu fim ascultați. Știu că au mai fost, s-au mai întâmplat răpiri acolo, care în final s-au bucurat de eliberări. Sperăm și ne rugăm și cu copiii noștri să se întâmple același lucru. Să-i ajute Dumnezeu, să-i vedem acasă sănătoși. Eu vă mulțumesc pentru prezența în această seară. Ne-ați făcut o mare bucurie. Și pe noi ne-a ascultat cel de sus, pentru că ne-am dorit tare mult să... Se zice să ai grijă ce-ți dorești, că s-ar putea să ți se întâmple. Așa. Eu mă bucur că ni s-a întâmplat. Eu vă mulțumesc că m-ați invitat, vă mulțumesc că ați insistat, pentru că altfel n-aș fi știut ce țară minunată am fi trăit aici împreună și n-aș fi putut să mă adresez publicului acestui post pe care, trebuie să vă mărturisesc, nu-l pot percepe la acolo. Mine acasă, da. A fost un moment când cineva ne-a tăiat eterul, dar o să-l punem la loc, să fim din nou văzuți de către și de către cei care poate nu au cablu sau nu-și pot permite nu știu ce antene sofisticate. Și până spunem la revedere, vreau să mulțumesc celor care toată cariera mea m-au copleșit cu daruri, cu flori, cu scrisori minunate. Eu am avut ani întregi, zile de rândul, când deschideam ușa să ies din casă, din apartament, și mi se încărcau picioarele cu flori. Deci nu puteau fi decât admiratori deosebiți, cărora, cu lacrimă în ochi, le mulțumesc. Pe ei m-am sprijinit și acești 10 ani. Ei au fost suportul. A fost Angela Similea, cu Cuvântul tău ne despărțim, este piesă de pe acest album, Lumea mea.